Decizie fără precedent. O mare companie aeriană, Blue Air, a decis suspendarea tuturor zborurilor cu decolare din România până pe data de 12 septembrie. Motivul i-au fost blocate conturile. Cu detalii vine colega mea, Valentina Vasile, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Ministerul Mediului a blocat conturile Blue Air. Compania de zbor nu poate achita costurile necesare pentru operarea zborurilor zilnice, motiv pentru care, spun reprezentanții companiei, sunt obligați să sisteze toate zborurile programate să decoleze de pe aeroporturile din România până luni 12 septembrie. Astăzi au fost anulate 28 de zboruri operate de Blue Air în total, vorbim despre plecări și sosiri pe aeroportul Otopeni, atât curse interne cât și curse externe. Compania Blue Air va reamintesc că a fost amendată de către ANPC cu 2 milioane de euro în urma sesizărilor depuse de consumatori și spun reprezentanții companiei Blue Air că odată cu această amendă a fost distrusă semnificativ încrederea pasagerilor în această companie de zbor și din acest motiv compania Blue Air a înregistrat pierderi de peste 5 milioane de euro prin reducerea volumului de vânzări, vorbind despre biletele pe care compania le pune la vânzare către clienți. Mulțumesc tare mult, Valentina Vasile. Vă reamintesc, este o decizie fără precedent. Compania aeriană Blue Air a decis suspendarea tuturor zborurilor cu decolare din țara noastră până pe data de 12 septembrie. Au fost blocate conturile. De fapt, Ministerul Mediului a decis oprirea tuturor conturilor acestei companii Blue Air. Motivul pentru care a luat această decizie, încercăm să intrăm în legătură și cu ministrul mediului Tansoș Barna, încearcă colegii mei din regie să îl contacteze. Desigur, vom încerca și pe parcursul orelor următoare, urmărim acest subiect, vă ținem la curent, scurtă pauză. Intrăm în legătură cu domnul Grațian Mihăilescu, este un pasager care se află pe aeroport, spune domnia sa pe o postare pe Facebook că sunt 10 zboruri anulate Blue Air. Dacă mă auziți, domnule Mihăilescu, bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Sunteți în continuare pe aeroportul Otopeni? Sunt în continuare pe aeroportul Otopeni cu colegi de mei cu care trebuie să ajungem la Atena mâine dimineață, pentru că avem un program strict acolo. Și practic așteptăm, am cumpărat bilete la o altă agenție și așteptăm să ne recuperăm bagajele de la Blue Air. Clar că nu aveți cum să plecați astăzi, doar dacă mergeți cu altă companie. Cu altă companie. V-a informat cineva despre ce se întâmplă? Adică ați aflat faptul că e o decizie în privința acestei suspendări, că Blue Air suspendă toate zborurile până săptămâna viitoare, până luni mai exact? Nu. Această știre a venit după ce au apărut pe mesajele electronice de aici, de la aeroport, au apărut că au anulat toate zborurile spre mai multe destinații din Europa și abia apoi a apărut știrea că Blue Air are această problemă. Deci mai întâi au fost anulate zborurile și mai apoi s-a aflat și motivul pentru care se întâmplă acest lucru, nu? Exact. Și nu ar fi pentru prima oară. Din experiența pe care am avut-o cu compania Blue Air, am mai avut o problemă asemănătoare anul trecut la un zbor spre Amsterdam. La fel, nu a fost anulat zborul, dar a fost o întârziere de 6 ore, iar compensațiile pentru acea întârziere nu au fost recuperate nici în ziua de astăzi, deși la nivel european există o directivă prin care cetățenii care suferă aceste întârzieri sau anulări vor trebui să fie recompensați financiar de către companiile aeriene. Și la un an distanță spuneți că nu s-au rezolvat lucrurile sau la aproape un an distanță? După un an, anul trecut, Amsterdam, aveam zbor, a fost anulat 6 ore, a trebuit să aștept, fără niciun comunicat din partea lor, pentru că asta este partea deranjantă, că pur și simplu nu comunică cu clienții lor. Acum, spuneți dumneavoastră în postarea pe care am menționat-o mai devreme că sunt 10 zboruri anulate acum, nu? Astăzi, în momentul vorbirii. 10 zboruri, mă uit la ele, dacă vreți, vi le spun. Da, chiar vă rog, 10. Sigur, vă rog, dacă aveți cum să ni le spuneți, sigur, vă rog. Paris, Stockholm, Lyon, Atena, Palma de Mallorca, Dubrovnik,
Bilbao, Alicante, Valencia și Hamburg. Aproximativ câte persoane sunt? Noi vedem niște imagini, nu știu dacă dumneavoastră aveți, cum de fapt nu, logic, pentru că sunteți în aeroport și sunteți blocat acolo, ne-ați menționat. Sunt, cred că, sute de persoane, dacă nu cumva mai mult, care sunt blocate. Ce pot face oamenii acum? Își iau bagajele înapoi și pleacă acasă. Asta este parcursul firesc în momentul acesta, nu? Oamenii sunt nervoși, oamenii sunt recalcitranți. Au apărut două persoane aici care nu au legătură cu compania Blue Air și săracele au fost aproape linșate. Probabil că sunt de la aeroport. Da. Și ce se întâmplă acum? Pasagerii Blue Air de la toate aceste zboruri sunt evacuați prin autocare și așteaptă să li se returneze bagajele la sosit. Știți cumva dacă erau persoane care au apucat să urce în aeronave și au fost date jos sau nu se făcuse îmbarcarea la niciunul dintre zborurile menționate? Nu. Da, probabil că veți face plângere sau ce urmează să faceți mai departe? Păi nu știu, că am făcut o plângere anul trecut și mi s-a întâmplat nimic. Pe lângă cea de anul trecut pe care ați spus-o? Aici este vorba de o sumă destul de mare, având o echipă cu mine și da, ne dorim să ne recuperăm banii, mai ales că am acționat rapid și am cumpărat bilete fix în nebunia asta care s-a întâmplat ca să ajungem în seara asta la destinație. Mulțumesc tare mult, domnule Mihăilescu, pentru prezență și pentru informațiile oferite de acolo, de pe aeroport. Ce aș mai menționa este un articol scris de colegii noștri jurnaliști de la Financial Intelligence la sfârșitul lunii august, apropo de ce se întâmplă la compania Blue Air. Angajații nu mai pot să-și primească salariile restante până la data de 31 august, este ceea ce spunea acționarul principal și CEO al companiei aeriene Blue Air. De fapt, a eșuat angajamentul de a achita toate salariile restante până la data spusă pe care v-am menționat-o mai devreme. E invitat pe angajat să intre voluntar în concediu fără plată, un mesaj transmis de Cristian Rada, cel care este și CEO al companiei. Ne întoarcem în câteva momente cu detalii tot despre acest subiect. Vă reamintesc, dacă ne urmăriți cumva sau dacă ați aflat despre această situație sau dacă cei apropiați vă întreabă despre ce se întâmplă acum pe aeroport, să ne scrieți pe adresa noastră de e-mail sau pe numărul de WhatsApp 0771 100 304, dacă puteți să intrați în direct cu noi să ne explicați unde trebuia să plecați dumneavoastră sau dacă aveți mai multe informații despre ce se întâmplă pe aeroport. Desigur, încercăm în continuare să luăm legătura cu Ministrul Mediului pentru o reacție și din partea celor care au solicitat această măsură și de aici a derulat decizia fără precedent. Blue Air suspendă toate zborurile până pe data de 12 septembrie, până săptămâna viitoare. Ne întoarcem.